poate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea și în această dimineață, dar pe bani mai mulți, pe 1600 de euro astăzi. Amalia din Sebeș are șanse să ne ia toți banii. Bine ai venit, Amalia! Bună, Amalia! Bună dimineața! Ce faci tu? La muncă. Ce muncești? Muncesc. Cu cine? La birou. La birou. Cu cine muncești? Nu vrea să zic. Sunt singura astăzi, ghinion. Na. Hai da. Ghinion pentru colegii tei, că poate mai scăpai ceva și la ei, așa e singură toți banii. Ei, vedem. Hai că e simplu. Păi și pe coridor, pe acolo, dacă scoți capul, nu mai nimeni să te susțină, măcar așa, moral. O să mă susține dacă pierd. Bună și ce să zic. Băi, e mai... adică sunt prieteni adevărați, nu? Păi nu, da, că la bine toată lumea vine. Da, bravo. Asta Amalia e. La ce te pricep tu cel mai bine? Nu spune. Să știi că ai emoții mari, Amalia, întrebările sunt scrise pe foaie aici, nu... Da. Deci să nu trăiești cu teama asta că o să te întrebăm ceva dintr-un domeniu care să te dezavantajeze sau ceva. Păi să știi că este mai stresant decât pare. Zău. Asta da. Mă rog când răspunde cineva la radio, mă gândesc așa, oare de ce nu știe la întrebarea asta, da. De simplu. Da, e normal să fie emoții când ești în direct și te aud atât de mulți oameni... Și ai și miza financiară în joc. E firesc. La bani nu te gândi în dimineața asta. Sunt 1600 de euro. Noi de-aia am și obișnuit să facem dialogul ăsta cu fiecare participant ca să încercăm să risipim pe cât se poate din emoții. Cu tine nu prea avem succes. Hai să vedem. Bine, Amalia, hai să trecem la treabă. Mulțumesc mult, oricum. Hai să-i dăm bătaie. 200 de euro. Te concentrezi că nu e greu nimic pe lumea asta. 6 secunde pentru fiecare răspuns, da? Da. Amalia. Hai că poți, Amalia, hai că e ușor. Ați terminat cu încurajările? Da, poți da, vă rog frumos. Haideți, domnul Luca. Amalia, pentru 200 de euro astăzi la dublu sau nimic, să ne spui în ce țară se află orașul Montreal. Canada. Mă întrebi? Canada. 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 În ce județ din Canada e Montreal? Hai, domnule, nu mai ține acum. Pe ce bravo, felicitări, ai câștigat 200 de euro. Super. Are fata emoții și o fierbe acum cu județul din Montreal, Montreal din Canada. Județul Quebec. Sper să nu... Da, e în Quebec. Așteptăm mesaje de confirmare din Canada. Din Quebec. Zi, Amalia, te-ai mai relaxat? Acum mergem frumos mai departe? Nu, e mai rău decât înainte, dar mergem mai departe. Mergem bravo. Mai departe! 400 de euro. Amalia, dacă îmi permiți, câți ani ai? 27. Mulți înainte. Mulțumesc. Mai ai amintiri din școală? Mai sunt. Ei, nu sunt atât de bătrână încât să fiu uitat de așa. Pe asta spun. Sper. Ești unde trebuie. Ți-a plăcut literatura? A fost fiertă pe literatură. Da, ai auzit din minciul mai devreme? Din copilărie ai? Da. Am dat un indiciu mai devreme, l-ai auzit? Așa, așa, așa. În emisiune. Zi, Amalia. O, săraca de tine. Luca. Mai puțin și vorbești cu mine. Hai, pune întrebarea. Hai, fii atent, Amalia, gata. Adună-te și răspunde-mi, te rog, la întrebarea asta pentru 400 de euro, da? Da. Amalia, cum o chema pe mama lui Ion Creangă? Zi. Ufa. Nu mi-am inteles. Să fie. Chestii de lapsus. Sigur, da. Ai citit amintiri din copilărie, nu? Cu siguranță am citit, da, dar nu mi-am inteles. Asta, de-aia te-am întrebat de vârstă, știi? Uh-huh. Banii rămân la noi, Amalia.
Recunosc că mie mi-a fost mai ușor, că acum încerc să dezlușesc cu fiul al mare amintirile din copilărie în tragedie. Așa și mi-e greu mie. Și te răzbun pe, nu, pe ei. Dar zic că în mintea mea e proaspătă informația că mama lui Ion Creangă purta numele, da, Smaranda. Da, dacă ești așa de bun, ia zi pe mama lui George Topărceanu, cum o cheamă? Habar n-am. Păi vezi? Și o să spun, dar mama lui Ștefan cel Mare, vezi că știu niște mame. Cum o cheamă mama lui Ștefan cel Mare? Doamna Oltea. Oltea. Uite, vezi, eu nu mai țineam. Da. Știi de ce? Că e o stradă paralelă cu Barbu Văcărescu, care dă niște mame cel mare. Și de câte ori o luam pe acolo, vedeam la colțul străzii tăblia cu doamna Oltea în paranteză mama lui Ștefan cel Mare. Da. Trece pe la bazinul Dinamo. Amalia, mulțumim tare mult! Ne pare rău că n-a fost să fie, dar ne bucurăm că ne asculți. Ce lucrezi? Lasă-o, măi, că e moartă de emoție. Hai că nu-i chiar atât de greu. Hai, te pupăm! Să rămânem, mulțumim! La revedere, pa! Pa, Amalia! Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.